din episodul trecut. Bun venit suporterilor fotbalului la acest eveniment excepțional, marea întâlnire de lovituri de la stadionul Genesis. Bună ziua, numele meu este Sonny Blackbones. Tată? Am un mesaj important pentru toată lumea din galaxie. Adevăratul criminal al terorii pe planeta umbrelor este un om cu numele de Blaylock. Mă tem că sărmanul Sonny și-a pierțile. Îmi pare rău că v-am dezamăgit pe toți. Vă rog să nu mă urâți că am plecat. Ceea ce contează este că te-ai întors acum când avem nevoie de tine. Da, este un pic din față de terenul de sus. Îl numesc pe acesta acasă. Sfera ia fluxul jucătorilor și îl colectează. Probabil că are mult flux. Blaylock e în apropiere. Corzo, spune-le oamenilor să verifice peste tot. Trebuie să aibă un laborator în apropiere. Așa vom face, Sonny. Armele decisive sunt în sfârșit în posesia mea. Și ce vei face cu aceste aparate? Voi distruge stadionul Genesis, bineînțeles. Acum depinde de joc. Tu e singurul care îl puce înapoi pe rocket, câștigând în sfere. Tehnodroizii V3. Meciul sferturilor de finală. Echipa Lightning împotriva echipei Tecnodroid V3, cei mai avansați robofotbaliști care au existat vreodată. Asta la stadionul Genesis, să fiți acolo. Tehnoid, să facem viața mai bună. Crezi că rob vor câștiga astăzi? Împotriva lui Warren, vor avea nevoie de mult ulei. Sper să câștige Droizii. Nu vreau să joc din nou cu echipa luminilor. Warren a fost greu de păzit la cupă rândul trecut. Arcadia Sports, în direct de pe stadionul Genesis. Iar acum, iată-i pe Chiari și Mark. Bună ziua, suporteri ai fotbalului! Vom vedea în curând echipa Lightning cu extraordinarul lor jucător Warren contra celor mai noi roboți fotbaliști Tecnodroid V3S. Așa este, Kelly. Suntem cu toții foarte curioși să vedem cum va evolua astăzi Tecnodroids versiunea a treia, deoarece ultimul lor meci contra echipei All-Star a fost departe de a ne impresiona. Așa este, Norc, dar trebuie să admitem că această echipă All-Stars a fost o echipă de vis și foarte greu de învins. Dar hai să aruncăm o privire la ultima performanță a echipei Tecnodroid. Tecnodroid mai are câteva deficiențe pe care să le rezolve. Acești roboți sunt probabil mai buni la spălatul vaselor. Dar hai să ne întrebăm pe analistul nostru Barry Rand, care ne transmite astăzi în direct de la vestiarul echipei Tecnodroid. Kelly, Norc, acesta ar putea fi un meci greu pentru echipa Lightning. Se spune că Tecnodroid V3 a primit recent o îmbunătățire completă. Deci cred că sunt astăzi într-adevăr echipa Tecnodroid V3, versiunea a doua. Tia, meciul este pe punctul de a începe. Este bine că te-ai întors înapoi. Mă bucur că nu ai fugit cu pirații. Nu sunt chiar tipul de pirat. Dar dacă aș fi rămas, m-ar fi făcut bucătar. Bucătar, șef? Pirații sunt atât de cruzi? Iată-i, sosesc! Uimitoarea echipă Lightnings! Suporterii îl iubesc pe oameni. Ei bine, e ușor să vezi de ce, Norc. Warren este un profesionist total. Pentru mine el este domnul Galactic Football. Mark, gândește repede! Hei! Pentru un executant de lovituri libere ești o rușine, Mike Rice. Warren este atât de grozav! Am crezut că tu erai, domnule Galactic Football! Mai mult succes data viitoare! Hei, Mike Rice! Ține minte, eu nu sunt portarul tău. Cred că l-ai putea lua pe Ești un jucător mai bun decât Warren. Adevărat? Crezi asta? Absolut! Nu ești de aceeași părere, Mike Rice. Nu are importanță. Joc poate l-ar răbate într-un joc 1-1. Dar eu l-aș bate în mod sigur. Și iată echipa Tecnodroid versiunea a treia. Să ne reamintim că Tecnodroid V3S a ajuns în finale. Pe mișcările astea de dans nu pot înțelege dacă s-au perfecționat sau nu. Paris, am ajuns prea departe pentru a pierde acest meci. Echipa Tecnodroid V3 trebuie să câștige pentru binele lui Tecnoid și al întregii galaxii. Excelența voastră, nu am nimic altceva decât încredere în echipa noastră. Sper că e adevărat. Harris, am nevoie imediat de tine în laborator. Scapă de Medox.
înceapă meciul din sferturile de finală! Ghinion meciul ăsta. Se pare că Warren era să dea un gol rapid. Încercare foarte bună din partea echipei Technodroid în versiunea a treia. Noul lor program poate face diferența la urma urmelor. Imposibil, nu voi fi niciodată atât de bun. Da, ai dreptate. Da, bine băieții mei, haideți băieți, să arătăm cine este șeful. Și acesta este sfârșitul primei reprize a meciului dintre echipele Lightning și Technodroid V3S cu scorul strâns de 1-1. Sper că echipa Lightning să nu piardă din cauza asta. Dar a încercat să-l ajute pe Rocket și pe noi. Sper că echipa Luminilor să nu piardă din această cauză. Nu cred că Warren va lăsa să se întâmple așa ceva. Bennett, ne putem opri acum? Am căutat prin aceste coridoare ore întregi. Nu am alăturat piraților pentru a deveni un specialist în șoareci. Artie, grăbește-te, băiete. Nu ai fi fericit dacă am găsit laboratorul lui Blaylock pentru Sony? Și vorbește mai încet. Tu ești cel care face toată cheia. Ce este asta? Vine cineva. Da, dar din care direcție? Nu-mi dau seama. Se aude ca și cum ar veni de peste tot. Pașii s-au oprit. Probabil suntem aproape. Dacă este un robot tehnoid. Să nu-ți fie teamă, Artie. Nu se aude ca un robot. Hai să aflăm unde s-au dus. Poți să-ți folosești lanterna ta. Eu folosesc asta. Măsoară densitatea. Atunci dă-i drumul, băiete. Nu avem toată ziua la dispoziție. Ne aflăm la jumătatea cei de-a doua reprize și scorul rămâne 1-1. Mă aflu acum în tribună și sunt foarte impresionat de echipa Technodroid 3. Au construit astrare foarte puternică împotriva lui Warren și echipei lui Lightnings. O echipă care este de obicei mult mai eficientă în a marca goluri. Cei din Lightning joacă așa ca niște roboți, sunt fără viață. Warren îi va organiza. Trebuie să o facă. Ce spune aparatul tău de măsură despre acest zid? Nimic. În acest caz, cred că prefer lanterna. Încearcă să ții aici. Hei, crezi că ai găsit ceva ce am găsit și eu? Hei, există o cameră aici în spate. Vezi, Artie, câteodată metodele vechi sunt cele mai bune. Contactă Sony, cred că s-ar putea să ceva. Ei bine, ne apropiem de sfârșitul meciului și scorul rămâne 1-1 egal. Meciul ăsta trebuie să fie foarte frustrant pentru Warren. Domnilor, Warren are tot timpul un as ascuns în mânecă. Ei,
bravo! E un jucător minunat, Kelly! Și acesta a fost finalul! Meciul s-a încheiat, fantastica echipă Lightning trece în semifinale unde va juca cu fabuloasă echipă copiii Zăpezii. Acela va fi un meci formidabil, Nork! Oh. Paris, ești concediat! Poftim? Unde a plecat? Oh, bine, se pare că s-a strecoat afară înainte de sfârșitul meciului. În regulă, înapoi la computerele voastre cu tot. Avem de făcut VPA. Cred că obții ceea ce îți dorești. Vei juca din nou împotriva lui Warren, mai bine decât roboții. Da, așa cred. Joe, sunt Maya. Trebuie să stăm de vorbă. Am avut o viziune. În niciun caz nu ar trebui să joci în meciul cu echipa Lightning, înțelegi? Nu joci contra echipei Lightning! Ce se întâmplă, Joe? Nu vrei să joci cu eroul tău? Abia aștept să joc cu echipa Lightning. Ei bine, destule emoții pentru o singură zi. Plec! Ies la plimbare să mă întâlnesc cu suporterii mei! Incognito, ca de obicei! Ai grijă, Michael Ice, suporterii tăi sunt mâncători de oameni. E, bine, mâncători de oameni. Ești gelos! Ha? Salut, Micro Ice. Vrei să facem o plimbare? Desigur. Vroiam doar să-ți spun cât de rău îmi pare. Îți pare rău? De ce anume? Ei bine, m-am purtat un pic cam rece. Nu, n-aș spune că ai fost rece. Ai fost mai mult decât atât, ai fost fără viață. Îmi place într-adevăr mult, Micro Ice. Am fost doar așa de concentrat ca să joc bine. Vreau să petrec mult timp împreună cu tine. Ești de acord? Bine, eu pur și simplu vreau să zic, de ce nu? Te distrezi pur și simplu din nou? Vezi? Asta îmi place. Nu e nimic în serios. Bineînțeles că nu. Viața e prea scurtă. Vreau să spun, de ce să-ți faci griji? Micro Ice! Sunt bine, am vrut să fac asta. Hei, copii, îmi faceți? Hai să plecăm, altfel vom întârzia la antrenament. Ia uitați-o la jocul luferilor mei. În regulă, copiii Zăpezii. Acum știm că vom juca următorul meci cu Lightnings. Doresc ca Artegor să se concentreze astăzi pe câteva tehnici suplimentare. Felul acesta jocul vostru o să fie și mai tăios. Cred că ați văzut cu toții că munca lui a avut efect. Ha? Unde e Yuki? Și unde este Micro Ice? Antrenorule, cred că... Te rog să nu îmi spui că s-au alăturat piraților. Am întârziat? Da, ați întârziat. Pot explica. Nu e nevoie. Intrați în holotrainer. N-avem timp de pierdut. Avem timp, Arci? Să nu le spui asta celor din echipă. Am nevoie ca ei să creadă că sunt pe cale să piardă meciul. Pentru că asta s-ar putea întâmpla. Tu ești antrenorul? Clamp, introdu holojucătorii echipei Xenons. Imediat! Ești sigur că băieții ăștia au înălțimea corectă, Clamp? Sunt gigantici! Au înălțimea corectă, Micro Ice. Treci în poziție. Bine, copiii Zăpezii, lecția de astăzi, placajul. Cine nu știe cum să placheze? Chiar tu, Jock. Încearcă doar să-i plachezi pe ăștia. Suflu ca să plachezi? Eu aș încerca orice. Bine executat. Te simți bine, nu-i așa? Dar tia... Alune? Tu nu trebuie să aluneci. Vreau să execut la care în bloc. Uite-l că vine. Trestează. E pe care să o paseze. Du-te după minge. Gândesc la și piciorul ferme. Du-te! S-a văzut, într-adevăr, bine executat de ei, știa? Marc, încearcă același lucru.
e un apărător excelent. Dacă ar putea să și placheze și apoi să treacă în atac, ar putea fi arma ta secretă, Arch. Hai să vedem. Mark, plachează-l aproape de poarta Xenon de data asta. Când obții mingea, atacă. Încrucișează picioarele peste mingea, ascunde-o. Șutează către colțul lung, nu către ăla la care te uiți. Cum poți să lovesc mingea și să mă uit în altă parte? E cea mai bună cale de-al păcălilor tare. Clem, am găsit ceva. Ar putea fi laboratorul lui Blaylock. Suntem pe care deschidem. Vino cât poți de repede. Nivelul 9 subteran. Vin imediat, Sony! Nu mă pot preface că sunt speriat de acești băieți dacă știu că sunt holograme. Ce se întâmplă, Clem? Ce s-a întâmplat? Chiar nu-mi dau seama. Ar putea fi un virus în aparat. Îl poți repara? Voi avea nevoie de timp. Bun, copii zăpezi, asta e tot pentru astăzi. Vreau să veniți de vreme data viitoare. Ați lucrat grozav cu toții. Sper să putem juca la fel de bine data frumoasă viitoare. Frumoasă rune în interior, capitane. Va fi mai dificil în realitate, să știm. Sonny, antrenamentul a fost anulat. Sunt pe drum acum. Harris, ai șters toate datele din computere? Totul este aproape terminat, generale. Mai avem nevoie de câteva minute. Ce a fost asta? Generale Blaylock, ce se întâmplă? Sonny Blackbones, lăsați totul, cu toții, afară! Prea târziu, Blackbones. Harris, știu unde ne întâlnim. Închide platforma în urma ta. Da, generale. Aici e locul în care Rocket a jucat Netherball? Da. Aici e locul în care Blaylock scotea fluxul din sfere. Privește asta, Sony. Colector de flux. După cum arată laboratorul și echipatul etic, s-ar putea fi fost făcute cel puțin 3 mașini de flux. Sunt sigur că locul ăsta a avut o legătură cu explozia de pe planeta Umbrelor. Mai rămân încă două. Două mașini posibil mai puternice decât cea anterioară. Cum îl găsim acum, Sony? Nu sunt sigur, dar îl vom găsi pe Blaylock. Asta e o promisiune. Joc, nu mai merge așa. Mă amețești. Scuze, Micro-Eyes. Sunt îngrijorat de jocul lui Rocket în Netherball în seara asta. Nu vreau să fie accidentat așa ca Warren. Se poate întâmpla mai rău. În felul ăsta ți-a rupt piciorul. Am rupt piciorul? Hei, mă asculți măcar? La ce te uiți? Nimic. Uite, noi avem nevoie de Rocket înapoi în echipă ca să câștigi cupa. Netherball este singura cale. Nu sunt sigur că îi pot învinge. Dacă acest lucru nu ar fi fost pentru copepezii, voi vedea ce se întâmplă la noapte. Rocket! 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 Rocket!
pe poziție. Succes! Mulțumesc, Mark! Tia? Ce faci aici? Joc cu Rocket în această seară și voi câștiga. Mi-ai spus că eu eram singura care puteam opri pe Rocket. Să vedem dacă este adevărat. Tia, nu faci asta. Din episodul următor. Dă-i drumul, Rocket! Zdrăbește-o! Am găsit ceva. Dacă vrem să știm mai multe despre Netherball, ar trebui să-l urpe Sinel. Voi doi veți înceta să-i dați în curând, la fel ca întregul Genesis. O va accidenta pe Tia jucând în felul acesta.